Deocamdată instanța a rămas în pronunțare pe o cerere prealabilă din partea noastră de suspendare a dosarului. Urmează să avem o soluție. Când avem o soluție, vedem cum mergem mai departe. Ideea este că continuarea judecății acestui dosar s-ar putea să afecteze celălalt dosar principal de divorț. Prin urmare, noi am ridicat această problemă instanță și să vedem dacă instanța va îmbrățișa punctul nostru de vedere, în sensul în care să-l suspende pe ăsta, să nu stabilească aici dacă a fost făcut într-o fel sau altul doamna Caciuc și are probleme de integritate sau nu, ca să putem să ne judecăm în celălalt dosar în mod imparțial. Vedem ce va dispune instanța. Eu cu tinerețea, da, după cum vezi. Da, cel mai bine, ca să zic așa, da. Cel mai intens, așa că poți să vedea cât mai multe detalii. Da, da. Eu nu știu, mă așteptam să vină doamna Caciuc, n-a venit, am înțeles că are un bilet de avion, doamna avocat a venit complet nepregătită, nu? N-avea nici bilet de avion, n-avea nici... Nu, din partea clientei. Din partea clientei. Lipseau niște dovezi pentru susținerile făcute în sală. Cum că domnișoara sau doamna nu poate fi la termen. Păi e măritată? Când nu e măritată, este concubină. S-au luat ca la țară, da. Este pierdere de timp și este jenant din punctul de vedere al soțului meu, încă soțul meu, Laurențiu Reghe, cam că își pune soția în asemenea ipostaze, copiii și familia. Căci el încă are o familie. Restul ce familie își face pe lângă familia inițială, poate îl întrebați pe dânsul dacă se simte bine. Păi, după cum știți, noi am promovat o acțiune în răspundere civilă delictuală, tocmai pentru a sancționa această amplă campanie de denigrare pe care doamna Ana Maria Prodan a întreprins-o împotriva doamnei Corina Caciuc. Suntem încă în faza de administrare a probelor. Nu vă pot da mai multe informații la acest moment din dosar. Vom lăsa instanța să analizeze cazul și să ia măsurile care se impun în această speță. Cam asta este tot despre dosar la acest moment.